Salutare, dragi prieteni! Suntem în Helein Arden, iată orașul. Iată și gara. Iată și interiorul gării. Avem două platforme. Aceasta este platforma către Stratford-upon-Avon. Luăm trenul către Halein Thames. Trebuie să mergem până la stația Wilmcote. Pentru a ajunge la stația Wilmcote, trebuie să luăm trenul West Midland Railway către Stratford-upon-Avon. Trenurile aici circulă din oră în oră. Și spre Stratford-upon-Avon și spre Worcester. Iar în stația Wilmcote oprește un tren la 2 ore. Pe acolo trec trenul West Midland Railway și Cheltenham Railways. Foarte interesant. Aici există și o a treia platformă. Acum dezafectată. Nu mai există linia. Iată și trenul nostru care a sosit. Să ne îmbarcăm. Noastre avem nevoie de un tren West Midland Railway. Călătorii două stații, iar apoi vom schimba trenul. Iată, ne-am plecat din Halein Arden. Iată și interiorul trenului. Trecem de stația Houghton-Avon, vom cobori pentru a schimba trenul. Dragi prieteni, iată-ne în stația Wilmcote, unde vom schimba trenul. Am călătorit până acum cu acest tren, West Midland Railway, și vom schimba cu Cheltenham Railway, tren care vine peste 10 minute. Da, dragi prieteni, ne aflăm în stația Wilmcote. Data este 26 februarie, este ora 14 și așteptăm trenul Cheltenham Railway. Avem o plac memorială în memoria lui Douglas King, care s-a luptat cu succes pentru a nu închide linia dintre Stratford-upon-Avon și Birmingham în 1969. Iată și trenul nostru care vine de la Stratford-upon-Avon. Aceasta este magistrala Stratford-upon-Avon Kidderminster Worcester. Este un tren format din două vagoane.
haideți să ne îmbarcăm. Dragi prieteni, iată ne plecați de Wilmcote, direcția Leamington Spa. Cu acest tren vom merge 5 stații până la stația Leamington Spa. Și ne apropiem de următoarea stație. Bierley. Stația Hutton. Ne aflăm la stația Warwick. Capitala comitatului Warwickshire. Și la Leamington Spa, unde această călătorie cu Cheltenham Railway se termină. Suntem în Leamington Spa. Acesta a fost trenul cu care am călătorit, Cheltenham Railway, și avem o jumătate de oră la dispoziție pentru a schimba trenul către Reading. Leamington Spa este un oraș și o stațiune balneoclimaterică în districtul și comitatul Warwickshire. Are două platforme. Și două linii care trec în mijloc. De fapt are trei platforme, o platformă pentru trenurile care au capăt de linie aici. Orașul are o populație de 45.000 de locuitori și este înfrățit cu orașul Brühl din Germania și cu Leamington din Canada. Acesta este trenul nostru și vom continua călătoria către Reading. Acest tren merge până la Barnemont, dar noi vom coborâ la Reading. Iată-ne pe caz de Leamington Spa, direcția Reading. Iată, trenul este super aglomerat, așa că noi vom sta pe toată durata călătoriei pe hol.
acestui tren. Și am plecat și din Banbury. Oxford, vechi centru universitar din Anglia, cel mai vechi din lume. Acum vedeți și trenul este super aglomerat. Și ne continuăm călătoria către Reading. Iată, am plecat și din Oxford. Mai avem un pic până la Reading, unde vom schimba acest tren. Un altul către Hampton and Times. So Winchester, Southampton Airport Parkway, Southampton Central, and eventually get yourself to Bournemouth. Once again, this kind of point will be ready. Thank you. La Reading. În capătul călătoriei cu acest tren vom avea un sfert de oră la dispoziție pentru a schimba trenul. Iată-ne în Reading, am coborât în cross country, care va continua drumul către Barnemount, iar noi vom călători către Hampton and Thames, care vine de la Londra. Acesta este următorul tren care va circula până la stația Twyford. Este un el. Dragi prieteni, ne aflăm într-un Overground Elizabeth Line pe care îl vom lua până la Twyford. Să-i dăm drum. Deci iată ne plecați și de Reading. Next station, Twyford. Următoarea stație este și stația la care vom coborâ. Between the train and the platform. După 10 minute am ajuns și la Twyford. Trenurile au o frecvență de jumătate de oră, iar întreaga călătorie durează un sfert de oră. Și am plecat în Twyford, direcția Henley on Thames.
care oricum este Wargrave. Am plecat din Wargrave. Așa arată trenul nostru. Suntem la stație și Blake. Următoarea noastră stație este și stația Terminus. Dragi prieteni, după o călătorie de 3 ore de la Henley în Arden la Henley on Thames, iată ne ajung la destinație. Iată orașul Henley on Thames. Iată și gara Henley on Thames. Până la următorul videoclip, vă spun la revedere din Henley on Thames.